Și ia uite cât de șmecher sunt. Stau pe survive. Trebuia să mă aștept la asta, nu? Trebuia să mă aștept la asta. Doamne, mi-a dat foc la burgeri. Mi-a dat foc la burgeri. Oh my god. Astăzi l-am provocat pe marele meu hater, Cristinel Gamerul, la un concurs de construit pe Minecraft. Stați până la final ca să ne scrieți în comentarii cine a construit mai bine și să vedeți ceva la final la care, sincer, eu chiar nu mă așteptam și nu știu ce să mai zic. Dați un like și un subscribe dacă vă plac clipurile de genul și scrieți-mi în comentarii dacă ar trebui să mai chemăm pe viitor pe Cristinel la clipuri sau nu. Și desigur, nu uitați că tocmai ce am scos o nouă colecție de Crăciun pe lucaluc.ro împreună cu câteva produse noi foarte, foarte mișto. Aveți primul link în descriere. Fraților, nu o să credeți pe cine am reușit să aduc la Build Battle. Deci avem un invitat destul de special astăzi, pentru că ne vom juca Build Battle cu haterul nostru preferat, Cristinel Gamerul. Iar vorbește ăsta, mai taci din gură, bă, dar chiar e supărat Cristinel astăzi. Dacă nu știți cine este Cristinel, este un hater pe care l-am luat de pe Instagram și tot zice că știe să se joace mai bine decât mine. Și astăzi am zis, bă, știi ceva? Ia să-l chemăm la un Build Battle să vedem cine este mai bun la construit în Minecraft. Este cineva mai șmecher decât tine, deci auzi, Cristinel e cineva mai șmecher decât mine, că sunt slab rău de tot și nu știu nimic, deci el zice că nu știu să mă joc Minecraft și el a insistat să facem pereți din dirt. Cristinel, de ce vreau neapărat să avem pereți din dirt? Pentru că eu acum, eu de obicei pun bedrock și acum trebuie să pun dirt și se vede foarte ciudat. Eu sunt mai bun și așa se joacă, deci Cristinel îi place foarte mult dirt-ul, nu știu dacă v-ați prins. Și Cristinel, fii atent, am zis așa, bine mă frate, tu tot zici că știi să te joci mai bine și chestii de genul, fii atent, facem un concurs de construit, iar tu o să spui tematica, tu te las să alegi efectiv ce vrei tu să construim. O să avem 15 minute la dispoziție și cine face mai mișto și lasă lumea în comentarii acolo cine a făcut mai mișto, ăla este jucătorul mai bun. Bă, tu taci, fă bază ce vrei tu, că oricum eu câștig. Deci vrei să facem bază, vrei să facem un build battle cu bază, asta vrei tu? Orice bază, da mă, da. Ok, deci tu ai zis, deci orice bază vreau eu. Deci el a ales tema, fraților. O să fac o bază și tu o să faci o bază în astea 15. Bă, ce faci, bă, pleacă de. Alo, alo, alo. Bă, știi ceva? Ia stai, mă, ia tu partea asta. Ia stai tu acolo, asta e partea mea, gata. Bă, dar nu mai distruge, bă, pe aici. Stai, oprește-te, Doamne. Ok, Cristinele, o să înceapă timpul în 3, 2, 1, 15 minute începând de acum. Hai, mă, urâtule, să construim, Doamne. Deci, bă, Cristinele e chiar amuzant, sincer. Și fraților, să nu vă luați de Cristinel, pentru că eu v-am mai spus care e faza cu el. E și el copil, nu prea înțelege care e faza. N-are rost să ne supărăm așa pe el și chestii de genul. Adică, da, este un hater și poate să fie destul de enervant, dar sincer eu îl ignor pur și simplu. Zi-mă, Cristinele, crezi că o să faci mai șmecher decât mine? Chiar crezi că ești tu atât de bun la Minecraft cât să mă iei, bă, pe mine care mă joc Minecraft de 100.000 de ani? Iasă că nu știu dacă am pus destule blocuri, cred că trebuie mai multe blocuri sau ba nu, e bine, e bine. Păi dacă tu ești noob și slab. Bă, da, de ce zici tu că sunt noob? Adică tu zici că sunt noob pentru că te joci tu mai bine sau ai văzut altă lume care se joacă mai bine decât mine? Ia zi, chiar sunt curios. Tu zici că tu efectiv știi tu să te joci mai bine și eu nu știu să mă joc și de aia sunt eu noob. Asta vrei să-mi spui tu mie, nu? Gen, ăsta este argumentul. Ok, păi ești. Am înțeles, bă, Cristinele. Eu ți-am spus, eu nu am nimic cu tine. Chiar mi se pare că ești destul de amuzant. Dacă mă întrebi pe mine, sunt slab la jocul ăsta. Tu ne ferește. Bine, mă, Cristinele, bine că sunt eu slab și tu ești bun. Lasă că o să decide lumea în comentarii cine face o bază mai șmecher. Eu mă duc pe un model destul de clasic, dar cred că o să iasă șmecher. Chiar cred că o să fie ce trebuie. Te duci pe un model de nubi, auzi ce-mi zice, tu ne. Dar ia zi, Cristinele, ce părere ai avut de ultimul clip de l-am postat cu tine în care te trolam? Ai văzut că te-am trolat acolo? Că te-ai cam speriat la faza aia. Nu știu, fraților, dacă ați văzut clipul, dar am filmat cu Cristinel un clip și l-am trolat destul de rău și el nu prea s-a prins și după aia cred că a văzut clipul. Știam că ești vai. Cum adică, ce știai, mă, tu că nu știai nimic, că te-ai și speriat și ai ieșit de pe server? M-am prins că ești slab rău. Da, ok, fraților, chiar vă invit să vă uitați la clipul în care l-am trolat pe Cristinel și să-mi spuneți dacă vi se pare că s-a prins sau nu, pentru că mie mi se pare că Cristinel nu prea s-a prins că-l trolam, sincer, dar cum zici tu, Cristinele? Da, 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 sigur. Hai să zicem că da, tu te-ai prins și sunt eu noob și chestii de genul. S-a prins, taci că ești. Doamne, bă, da, eu n-am văzut, bă, fraților. Deci voi ați văzut hater mai mare ca Cristinel? Eu chiar n-am văzut, da, v-am spus, mi se pare amuzant. Eu n-am nicio problemă cu el, numai el are o problemă cu mine. Asta mi se pare amuzant și e destul de o bază de început destul de bună ce am făcut aici. Ok.
Cristinele, să știi că mai avem 11 minute jumătate și eu deja sunt gata. Eu mi-am făcut baza, gen, nu știu de tine, dar mi se pare că eu am cam terminat. Nu, glumesc, nu am terminat încă. Dar chiar sunt curios ce face Cristinel, bă, că eu parcă te-am văzut, Cristinele, că sincer, nu știu, lumea parcă a zis în comentarii că nu prea te pricep la construit. Mai știi când ne-am întâlnit noi prima oară pe serverul tău și am făcut atunci un concurs de case foarte, foarte rapid? Mie mi se pare că lumea cam zis că nu prea te pricep la construit și nu o zic eu, abonații au zis-o efectiv, gen, chiar nu am zis-o eu la faza asta, chiar au zis-o abonații, gen, pe bune, ba da. Da, am citit în comentarii. Păi și ce zicea lumea în comentarii? Că toată lumea zicea că nu știu să construiești. Am văzut că au zis că am câștigat eu. E, n-ai văzut un comentariu că așa, na, e, na, lasă-mă, hai, lasă-mă, nu te cred. Dar ce nubi ești, oh my god, ok, Cristinele. Bă, Cristinele, tu stai să te iei de mine pe chat în loc să-ți vezi de ale tale pe acolo. Ce-i cu mine? Ce ți-a mai făcut acum? Bă, te apucă așa să te iei de mine, slabu, slabă, o ce-mi zice. Bă, era bine dacă era mai slab în viața reală, dar sunt slab doar la Minecraft și aia e problema. Dacă eram în viața reală mai slab, cred că era mai bine. Doamne, ce-mi spune? Bă, fraților, deci chiar cred că, nu știu, spuneți-mi în comentarii, ar trebui să-l mai luăm pe Cristinel sau în clipuri. Ce zici, Cristinele? Tu vrei să mai apari în clipuri, a? Dacă să vadă lumea cât de bun sunt, auzi? Și să te fac de râs. Deci Cristinel mai vrea să mai apară în clipuri. Să ziceți în comentarii dacă ar trebui să-l mai luăm pe Cristinel sau nu în clipuri. Chiar sunt curios, că eu zic că abonați, eu zic că să nu te mai aduc, Cristinele. Și ce facem după? Nu te mai iau niciodată. Pentru că e shater, vezi, dacă erai și tu abonat de treabă și erai drăguț și așa, lumea zicea: "Da, bă, băi, adu-l pe Cristinel, că ne place de el." Dar tu așa, dacă dai cu hate, nu se te placă nimeni, să știi. Și la școală ce faci? La școală tot așa dai cu hate la toată lumea? Că nu cred că o să ai prea mulți prieteni dacă ești așa hater. Ei sunt buni, doar tu ești slab. A, deci tu ai ceva cu mine, tu nu ești hater în general, dar ai ceva cu mine, nu-i așa asta? Mie îmi plac abonații tăi, îi iubesc. Băi, n-am, iubești tu abonații, du-te bă de aici, păi și atunci de ce ești hater? Respect pentru munca depusă, auzi ce zice? Am înțeles, dar tu ești nubu. Deci ție-ți plac abonații mei, dar nu-ți place de mine, gen. Doamne, n-are niciun sens, n-am înțeles nimic din ce ai zis. Dar eu vreau să zic că mai avem 8 minute și îmi place cum ai ieșit până acum baza mea. Și o să fac chiar și ceva aici șmecher. Și chiar sunt curios ce poate să facă, frate, un hater care nu este cel mai experimentat. Chiar sunt curios ce construiește Cristinel, pentru că nu prea, parcă data trecută nu prea a făcut așa mare chestie. Nu știu, Cristinele, să nu te sper pe mine, dar așa mi s-a părut că n-ai făcut mare chestie data trecută. Deci acum trebuie să faci ceva chiar spectaculos, să mă dai pe spate, gen. Fraților, cam așa se prezintă baza noastră. Mai sunt 11 secunde, Cristinele, nu mai spune să tac, pentru că este clipul meu și o să vorbesc cât vreau eu. 5 secunde, 4, 3, 2, 1. Cristinel, nu mai voie să mai pui niciun bloc, stop. Nu mai voie să mai faci nimic, gata. Eu oricum am terminat. Mai aveam 30 de secunde rămase și terminasem. Adică, respect, n-aveți ce spune. Este o bază normală, nu este cine știe ce, dar sincer chiar îmi place cum a ieșit. Cristinel, ce zici? Vrei să vin eu la tine sau vrei să vii tu la mine? Ia, spunem. Ia, aș veni eu la tine ca să văd cum se face o bază adevărată. Hai la mine, urâtule. Da, deci baza mea este cam urâtă, într-adevăr, dar la tine sunt sigur că este o bază mult, mult mai șmecheră. Deci, haideți, fraților, să vedem ce a făcut Cristinel și nu uitați să scrieți în comentarii cine a făcut mai șmecher, eu sau Cristinel, după ce vedeți ambele baze. Hai, mă, Cristinele, să vedem. Mă, ce e chestia asta, mă, Cristinele? Ce se întâmplă, bă, aici? Doamne, fraților, voi vedeți și văd și eu. E baza mea. Mă, ce e asta? Ce bază ar trebui să fie asta? Doamne, fraților, din toate chestiile la care mă așteptam să văd o bază gen Mario Sica style, așa, din Dirt sau ceva. La asta nu prea mă așteptam, trebuie să recunosc. Cristinele, poți să-mi explici ce se întâmplă aici, gen, cum te-ai gândit tu să fac? Unde-i baza? Am găsit baza, fii atent. Ia, aici nuată Luca Luc Nubu. Mi-ai făcut piscină, bă, ce de treabă ești, bă, Cristinele. Uite ce șmecher. Îmi stă bine în piscină, uite, și e așa cu portocaliu, cum în lavă. Păi da, mă, dar sunt atât de șmecher încât eu nu mor în lavă. Tu vezi cât de șmecher sunt? Deci sunt prea șmecher. Deci, pe bune, stai așa să... Ia, fii atent, Cristinele, și mă dau și pe survival. Și ia, uite cât de șmecher sunt. Stau pe survival. Trebuie să mă aștept la asta, nu? Trebuia să mă aștept la asta. Bă, Cristine, ce-a făcut, bă, Cristinele? Te-ai dat sigur pe survival? Doamne ferește, ok. Bă, Cristinele, tu chiar nu mă suporți, nu-i așa? Dar hai, arată-mi baza. Hai, gata, lăsăm la o parte că e hater. Hai, vreau să-mi prezinți baza. Deci aici nu atât Luca Luc Nubu, mamă, dar tu chiar te-ai dedicat, crei atâta. Intra aici. De ce e un mare perete în față la intrarea din baza ta? Ok, și avem un set de uși, două seturi, trei seturi de uși. Ești nebun? What?
Da, este destul de ciudat această bază. Nu știu ce nu te ziceți, fraților, că merită baza asta. Bă, ce e asta, mă, Cristinele? Tu faci mișto de mine. Deci ai un televizor aici, ai două televizoare pe jos, ai niște cartofi și niște chestii astea de... Așa, ia, are bază secretă? Hai că are bază secretă. Ce bază să aibă, bă? Intră aici, lasă, du-te tu acolo. Ia, du-te tu, intră tu, Cristinele. Hai, stai tu acolo și gata, lasă că mă uit eu la baza ta. Ok. Deci asta este tot ce ai făcut în 15 minute. Adică, bine, bă, e destul de multă muncă. Dacă vă gândiți, bă, Cristinele, nu știu ce se întâmplă. Auzi, Cristinele, uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei, fii atent. Vino cu acea și acum uite-te în sus. Bă, ce acoperiș ai, bă, tu la un strat de... Dacă spargi ăsta, intră lavă peste tine, ai stricat baza. Nu, bă, așa ai făcut-o tu, cum adică am stricat-o? Uite că ți-o repar, stai așa că o repar eu. Astupăm lava, dar de ce ai pus atât de multă lavă, în primul rând? Aici dormi tu în lavă? Doamne, deci, fraților, cam așa se prezintă baza lui Cristinel. Mă așteptam să facă mai șmecher la cât de mult a zis că eu sunt noob și că el face mai șmecher. Chiar mă așteptam să fie mai tare. Taci că e șmecher? Da, nu știu, ziceți și voi în comentarii. Tare, fraților, că cât de șmecheră e baza asta pe o scară, așa de la 1 la 2. Nu poți să-i dai mai mult, adică pe bune. Hai la mine repede, ce vrem, mă? Doamne ferește, nubul anului. Uitați-vă și voi, bă, mai trebuie să vă mai zic ceva. Deci asta era ultima chestie pe care voi să-mi arăt. Mai e ceva ce vrei să-mi arăți la baza ta? Uitați-vă și voi că ia foc toată zona asta lui Cristinel, ok? Că sunt nub rău. Deci pentru tine, Cristinele, pentru prima oară am pus pereți de dăr. Tu faci chestia asta, gen, chiar faci mișto de mine. Ok, deci cam așa se prezintă, fraților, construcția lui Cristinel. Lăsați nota comentarii și acum haideți să-i prezentăm cum se face o bază adevărată pe bune, gen. Cristinele, cam așa se prezintă baza mea. Într-adevăr, nu este ceva super, super special, dar este ceva ce mie îmi place. Este o construcție care, bă, mereu când o fac iese bine pentru că e capul meu și gen arată bine. Ce e, bă, gunoiul ăsta? Bă, dar nu trebuie să spargi așa. Alo, unde te crezi aici? Deci uitați-vă și voi, Doamne. Bă, deci în primul rând trebuie să intri prin ușa secretă pentru că, da, este o... Oh my god. Bă, dar nu mai sparge pe aici, că eu... Bine, și eu ți-am spart un pic, dar este o ușă secretă în primul rând. Bă, dar nu mai sparge toată asta, să-ți prezint și eu aici un pic. Dă-te pe bune, lasă-mă și pe mine un pic. Deci ai aici un frigider cu burgeri, ok? Te lasă un burger dacă vrei și tu să te servești. Ai aici armura. Aici aveam și o setup-ul meu, dar mi-ai spart absolut tot. Și acum îmi dai foc la chestii. De ce faci chestii? Doamne, mi-a dat foc la burgeri. Mi-a dat foc la burgeri. Oh my god. Bă, cu cine mă joc, da? Cred că oficial e ultimul clip cu Cristinel, gen, trebuie să facem foarte multe like-uri ca să-l mai chemăm înapoi pe Cristinel vreodată. Ăsta sunt eu. Ăla sunt eu. Ok, bine. Și aici, dacă vii așa frumos pe scară, sus, poți să vii să te relaxezi în baza capul lui Luca Luc. Și uite cât de șmecher este, dar mă rog, Cristinel o să distrugă totul. Uită-te și tu, mă așteptam să facă chestia asta, deci să vă mint. Bă, dar nu, poți și tu să te uiți, nici măcar nu mai lăsa să-ți arăt toată construcția, gen. Ai putea să nu bubui construcția dacă te rog să nu... Bă, pleacă cu TNT-urile astea de pe baza mea, pe bune. Voiam și eu să-ți arăt, voiam să-ți arăt și eu baza mea, frate. Ce să arăți, nici măcar n-ai văzut toată baza, bro. De ce am stat să mă chinui să construiesc atâta ca să facă chestia asta? Deci, pe de o parte sunt foarte nervos, pe de altă parte mă așteptam să se întâmple chestia asta. Uitați-vă și voi. Doamne ferește. Am stat să mirosesc timp din viață, fraților, ca să fac baza asta, ca să vină Cristinel să facă chestia asta. Uitați-vă și voi. Deci, vă rog frumos, dați un like dacă apreciați munca depusă, pentru că simt că am făcut clipul ăsta degeaba. Gen, chiar simt că e o bătaie de joc ce se întâmplă aici, dar nu o să mai zic nimic efectiv. Cristinele, cred că te-ai jucat destul, sincer. I-am dat kick de pe server, fraților. Deci nu mai suportam să mai stau să mai zică că sunt numi și chestii de genul. Nu știu, bă, frate, am încercat să-l înțeleg. Am încercat să, nu știu, să fiu prieten cu el. Am zis că, bă, poate are și niște probleme de hater, că haterii nu sunt hateri așa, pur și simplu. Probabil omul e supărat, are supărări pe viață. Eu voiam să fiu prietenul lui, dar uitați-vă și voi ce face. Adică, bă, nu știu ce să zic. Adică eu am încercat fac un clip drăguț cu el. Dacă vreți să-l mai chemăm, poate îmi dați o idee cumva să vorbesc cu el, să înțeleg de ce e atât de hater, că eu nu înțeleg, mie mi se pare fascinant cât de hater este. Sau dacă nu ne mai jucăm niciodată cu el, nu știu, chiar vreau să spuneți părerea voastră în comentarii, gen, fără niciun mișto, vreau să aud părerea voastră, că habar nu am ce să zic de Cristinel. Mie mi se pare amuzant așa că toată, dacă toată parcă e cam exagerat. Așa că da, fraților, cam așa se prezintă baza mea la final. Asta este baza lui. Eu cred că doar a vrut să mi-o facă pe stilul de la baza lui, știți ce zic? Adică a vrut și el să fie a mea.
așa bubuită cu lavă, cu d-astea. Dar mă rog, cam asta a fost clipul. Ne auzim și noi pe data viitoare. Să-mi lăsați în comentarii ce părere ați avut de toată nebunia asta. V-am pupat, pa, pa!